normal, ar fi trebuit să fie sala plină. Și sunt convinsă că ar fi fost plină. Dar cred că e important să-i simțim pe toți cu aceeași vibrație că sunt lângă noi. Îmi pare foarte rău că această pandemie ne-a stricat planurile, dar viața continuă. Viața merge înainte oricum ar fi. Ușoară, grea. Și noi știm mai bine decât oricine că o putem face să fie frumoasă. Pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Alina Nistor, președintele Asociației Oameni Buni și acum 5 ani de zile am fost diagnosticată cu cancer colorectal. Stadiu 4. Am trecut cu bine peste boală și nu vreau să vorbesc despre boală acum, ci vreau să vorbesc despre faptul că am trecut și asta este important să se știe că se poate trece prin cancer. De ce expoziția Oncul Art? Totul a început de la beneficiarele asociației noastre, cu care ne întâlnim periodic și cu care facem tot felul de lucruri interesante, împreună cu care am creat o mică comunitate pe care cu greu ne chinuim să o creștem, unde bolnavul și fostul pacient să se simtă în siguranță, să simtă că are un loc unde poate să vină și unde nu este judecat și unde poate să fie exact așa cum este el. Vibrăm cu toate. Fiecare persoană are povestea lui și cu fiecare vibrăm la fel și ne regăsim fiecare în povestea celui de lângă noi. În timpul acelor întâlniri a luat naștere acest proiect, Oncul Art, când am început să ne fălim cu cicatricile. Uite-te, cicatricea mea e mai frumoasă decât a ta. Deci acest proiect s-a născut în asociație. Și am zis, hai să facem cumva, să vadă lumea că vorbim despre cancer și râdem. Probabil că cei care nu au avut de-a face cu această boală nu pot să-și imagineze că oamenii pot să râdă după acest diagnostic sau să se bucure de viață. Ei, cred că asta se vede în tablourile pe care le vedem aici. Toate fețele zâmbesc, fiecare are povestea lui și așa cum am spus, există viață și după diagnostic oncologic. De ce am făcut această expoziție în octombrie? Pentru că octombrie este luna conștientizării și a luptei cancerului la sân și a prevenției. Am ajuns la concluzia că nu se face suficient de multă prevenție. De fapt, se face, dar impactul nu este atât de mare pe cât ar trebui să fie. Și cred că aceste tablouri pot să îndulcească puțin acest cuvânt, cancer, iar oamenii care vin să ne vadă, cum le zâmbim din tablouri, să fie mult mai deschiși în a asculta că este și să înțeleagă că este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Expoziția asta celebrează viața și este modul prin care arătăm că suntem alături de doamnele care au trecut sau trec printr-un cancer. Din 8 modele, anul acesta, 5 au trecut printr-un cancer de sân. Pentru prima dată avem în expoziție o dublă mastectomie, fără reconstrucție, că duble mastectomii și mastectomii sunt. Am participat la toate ședințele de pictură și de shooting foto. Vreau să vă zic că atâta feminitate cât am văzut la expoziție în ziua aceea,
Delia. Eu am rămas impresionată maxim. Poate că nu mi-arăt eu totdeauna adevăratele sentimente. Te-am admirat. Și pentru mine ești un exemplu. Știu că eu la rândul meu pot să fiu exemplu pentru alte persoane. Tu ești un exemplu pentru doamnele care acum se luptă și nu numai tu, toate. Sunt foarte emoționată. Aș vrea să vă zic așa de multe, dar știu că timpul nu ne permite. Îl am aici lângă mine, în fața mea, pe Vasile. Este primul bărbat cool din proiect. Este deschizător de drumuri și sper din suflet să înțeleagă că curajul pe care l-a avut el să se dezbrace în fața noastră, în fața celor care privesc tablourile, este un exemplu de luptă și pentru domni. Probabil știți că doamnele sunt mai ușor, comunică mult mai ușor, se deschid. Vorbesc, este foarte important să vorbești, să-ți pui problemele, să ai cui să-i le spui. Dar bărbații în general nu-și vorbesc despre problemele lor, dar asta nu înseamnă că nu au probleme, dar nu înseamnă că nu se informează, că nu caută soluții, dar sunt singuri. Printr-un cancer, nimeni nu trebuie să treacă singur. Nu-i voie să treacă singur. Suntem aici pentru voi. Pentru voi, cei care poate la un moment dat o să vă confruntați cu cancerul. Și ce aș vrea să se întâmple, poate peste câțiva ani o să ajungeți ca prietenul, sora, o cunoștință, să treacă prin cancer. Și să le spuneți așa, măi, acum câțiva ani am fost la Cluj și am văzut o expoziție și am întâlnit niște oameni care zâmbeau după un cancer. Hai să punem mâna pe telefon, să sunăm, oare cu ce-or făcut oamenii ăia? De sunt așa de bine. Am extrem de multe lucruri. Nu v-am zis nimica din ceea ce mi-am notat, ca de obicei. Vreau numai să vă citesc o definiție dată de una dintre doamnele care ne vizitează. Nu a fost model nici în prima ediție, nici în a doua ediție. Din păcate, sperăm ca în următoarea ediție să vină să o pictăm. Și ne-a spus așa: un cool art e de fapt o poveste. E povestea speranțelor acoperite de culoare și lumină. E despre oameni, nu despre cicatrici, și despre alegeri. O poveste frumoasă a bucuriei renăscută din tristețe și din durere, a unui drum, o poveste fără de sfârșit a celor ce luptă pentru supraviețuire și a lucrurilor bune și frumoase care li se întâmplă de-a lungul acestui drum lung și anevoios. Mi s-a părut incredibil, adică în așa puține cuvinte, transmis tare mult. Ce înseamnă un cool art ca și proiect? Înseamnă o muncă de 6 luni, cam așa. Am început în primăvară și suntem în octombrie și azi noapte terminam filmulețul. Da? Ana știe cel mai bine. Ce se întâmplă în timpul acestui proiect? Sunt într-adevăr niște tablouri, dar în spatele tablourilor există foarte mulți oameni. Există foarte multe întâlniri în care artiștii Irina și Ana și împreună cu mine, anul acesta am făcut eu oarecumva pe psihologul. Încercăm să avem niște discuții în care pacientul să înțeleagă că este descusut atât doar încât să extragem din povestea vieții lui esența. Esența pe care o vom transpune după aceea pe cicatrici. Mie mi se pare că ceea ce face Irina, pictorul nostru drag, este incredibil. Trebuie să materializeze
niște gânduri, niște vise, niște... nici nu știu cum să le spun, care le are numai bolnav în cap. Uneori nici el nu știe ce are. Și totuși Irina reușește să scoată ceva care reprezintă întreaga viață a bolnavului, a modelului. Să nu-i mai spun bolnav. Iar Ana, în mii de poze pe care le-a făcut, să găsească poza în care modelul transmite totul. E o muncă incredibilă. Din păcate o facem pe cont propriu, n-am avut sponsor, ne-am dorit foarte mult și ne dorim să facem acest proiect un proiect anual, dar nu putem să facem treaba asta fără ajutorul oamenilor. Mai avem o noutate în proiectul acesta. Este vorba de Oana. Oana care vine tocmai de la București. A venit special să fie pictată în vară și acum special pentru acest eveniment de la 450 de kilometri sau ceva de genul acesta. Habar n-am cât are Cluj-București. Mulțumim mult! Și de când a fost pictată până acum a scris o carte. A venit cu ea, este caldă, fierbinte, plăcări gemene, o să o las pe ea să vă vorbească despre carte și despre emoțiile pe care le-a trăit în timp ce era model. Eu vreau să fac, să mă fac mulțumirile mele și mi-am făcut o listă, pentru că de câte ori mulțumesc, totdeauna uit pe câte cineva. Sper din suflet ca de data asta să nu uit pe nimeni. Da. Primele de pe listă sunt modelele. Vouă vă mulțumesc, în primul rând, pentru curaj și pentru deschidere. Am pregătit pentru fiecare din voi, dintre voi, un album cu pozele voastre. Am pregătit un buchet de flori și un pic de dulce de la Leonidas. Urmează următorul rând de mulțumiri, care se îndreaptă către primărie și către Casino, Centrul de Cultură Urbană, care ne găzduiește această expoziție de 3 ani de zile încoace. Mulțumim mult! Pe urmă, mulțumim TVR Cluj că sunteți alături de noi la fiecare ediție și pentru că ne susțineți și credeți în noi. Mulțumim! Media Prezent, aici de față, ne ajută nu numai acum cu filmări și poze, ci ne ajută și în derularea unui proiect despre nutriția oncologică, când ne pune la dispoziție întreg spațiu de înregistrare și aparatura. În plus, ne-au promis că o să facă tot ceea ce le stă în putință ca mesajul pe care vrem noi să-l transmitem să ajungă la cât mai mulți oameni. Leonidas, mulțumim pentru pralinele primite în dar. Răzvan Crivaci, mulțumim pentru muzica și pentru cadru cald pe care îl creează de fiecare dată. Casa cu flori, pentru florile pe care le-am primit în dar. Balun Mania, pentru aranjamentul de baloane care simbolizează cancerul și chiar cancerul la sân. Lola Lavanda, mulțumim pentru găzduire. La Bonțida am făcut jumătate din
filmări, din picturi. Îmi pare rău că nu s-a aici și restul doamnelor de la asociație, să le mulțumesc pentru că s-au implicat în acest proiect, în organizare. Mulțumesc, despre voi vorbesc. Sunt câteva, așteaptă afară, dragile de ele. Pe urmă, în mod special, mulțumesc Dani și Vio, pentru că mă suportă, pentru că uneori sunt groaznic de insuportabilă. Mulțumesc, mulțumesc. Și aș vrea să îi mulțumesc soțului meu. L-am lăsat la urmă. Pentru că mă iubește așa cum îs. Și când nu sunt acasă. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă, Dani, sunt convinsă că ai alte lucruri să ne spui pe care nu le-am spus eu. Sunt convinsă de treaba asta. Bună ziua, eu sunt Daniela. Am fost implicată în proiect de la prima ediție, la prima ediție chiar ca model. Sunt și eu un fost pacient oncologic. Povestea mea a fost de mult. E aproape uitată, dar încerc să nu uit și să duc povestea mai departe cu un mesaj pozitiv. Spre deosebire de Alina, care a început cu îmi pare rău, eu vreau să încep cu îmi pare bine. Și îmi pare foarte bine, pentru că proiectul ăsta e la a treia ediție. Și chiar dacă nu e ceea ce am așteptat și e frustrant pentru toată lumea, eu zic că e bine cum e. Prima ediție, când am făcut, am avut un eveniment fantastic, dar tablourile n-au putut sta expuse. Și am avut o supărare. Cu toată pandemia, anul trecut am reușit să facem ediția a doi, dar în contextul de anul trecut n-am reușit să pictăm tablouri noi, modele noi. Și am pus tablourile care în urmă cu 2 ani nu au fost expuse, au fost expuse timp de o săptămână. Oarecum a fost un 2 în 1. Exact la fel, cred că și anul ăsta poate să fie cu anul viitor în primăvară sau așa, la fel un 2 în 1. De data asta avem tablouri noi, facem un vernisaj restrâns, tablourile vor sta o săptămână, așa că rămânem datoare doar cu evenimentul grandios. Și sunt sigură că o să se întâmple. Îmi pare bine, îmi pare foarte bine, pentru că cu toate că eu anul ăsta, mă rog, din motive personale, m-am implicat foarte puțin, spre deloc aproape, nu chiar deloc, dar oricum extrem de puțin în proiect. Văd că lucrurile s-au întâmplat bine, mai bine. Și eu nu sunt de acord cu treaba aia că mai bine le-i dușmanul bine lui, că eu chiar cred că totdeauna este loc de mai bine și în special pentru lucrurile care contează în timp, trebuie să construiești în timp și obiectivul asociației de a schimba mentalități, de a face oamenii să vadă altfel boala asta și bolnavii, nu e ceva care se poate întâmpla acum, un eveniment, un proiect, nu. Este un eveniment, un obiectiv care nu se poate întâmpla decât dacă suntem constanți, constanți în ceea ce facem. Și faptul că anul ăsta, așa, în formă mai restrânsă, se întâmplă, e exact constanța aia de care avem nevoie. Și îmi doresc din tot sufletul să rămână constant, să fim prezenți, în funcție de situația generală, mai vizibil, mai puțin vizibil, dar să fim la fel de implicați. Și cred că, până la urmă, asta contează. Mă bucur că am cunoscut doamnele care au fost implicate anul ăsta în proiect, pe unele dintre ele doar astăzi. Vă felicit pentru curaj. Știu ce înseamnă, dar știu ce înseamnă și partea bună a experienței și transformarea și încrederea în tine pe care poți să o primești după. Și o să vedeți și în timp, nu numai acum. Sper din tot sufletul ca în săptămâna asta, cât o să fie expuse tablourile, să intre aici și să viziteze și dacă măcar 2-3 persoane care trec
acum prin boală sau aparținătoarea lor, o să intre și o să vadă și o să înțeleagă mesajul că se poate și că se poate și în felul ăsta cu zâmbetul pe buze, eu zic că deja s-a mai produs ceva în schimbarea pe care ne-o dorim și sunt sigură că o să fie. Sunt absolut sigură. Alina, îți mulțumesc! Știu că tu ai zis că te suport, nici eu nu-s totdeauna foarte ușor de suportat, dar ia că ne-am potrivit și zic că facem echipă bună. Anul ăsta i-am pasat în familie, să zic așa, la cumnata mea și rolul de model și de coordonator al proiectului. Că uite, așa ne aduce viața și din aceeași familie să trecem prin aceleași povești. Dar ne sprijinim unii pe alții, unele pe altele și cu cât o să transmitem mai departe mesajul, fără discuție o să se întâmple încet, încet schimbarea pe care ne-o dorim. Alina, mulțumesc că ești perseverentă și că nu te dai bătută și sper că așa să reușim toate să nu ne dăm bătute. Și le mulțumesc la final fetelor Irina și Ana, care acum într-adevăr au arătat cât de mult le-a plăcut la prima ediție. Uite că au venit și la a doua ediție și uite ce treabă frumoasă au făcut. Și am recunoscut, cel puțin pe cumnată mea, poza care ați selectat-o, e exact ea. Ceva ce nu se aștepta ea. Viorica, aia ești tu. Vă mulțumesc mult, fetelor, și să sperăm că o să reușim să ducem proiectul mai departe și să sperăm, Alina, că o să reușim să obținem și finanțări. O să ne luptăm în continuare, că tot perseverența e cheia succesului și în a obține finanțările. Și o să depunem proiectul peste tot, o să-l dezvoltăm, o să-l ducem la alt nivel și cu siguranță o să se întâmple pe mai departe. Mulțumesc! Am vrut să ies în față să vă mulțumesc fiecăruia în parte, pentru că sunteți niște oameni atât de frumoși și sunteți modele nu doar în tablou, și sunteți și modele de viață, care fiecare prin lupta lui sau a ei a demonstrat că se poate. Și cred că fiecare are câte ceva de învățat de la fiecare dintre voi. Vreau să le mulțumesc Irinei și Anei, care m-au făcut să mă simt vedetă ziua în care am filmat și am pozat. Să le mulțumesc Alinei și lui Dani, pe care eu continui să spun că sunt surorile mele. Sunt atât de dragi că nu pot să le spun altfel decât surorile mele. Și sunt recunoscătoare că am putut să iau parte la acest proiect și sunteți foarte dragi cu toții și abia aștept să ne vedem prima ocazie cu următorul unculart, cu următorul proiect, cu vernisajul pe care îl așteptăm și îl facem. Deci dacă Alina, cu public, bineînțeles, bineînțeles, și o să fim, o să umplem sala asta, o să facem două vernisaje, dacă e cazul, în aceeași zi, ca să încapă toți. Vă mulțumesc! Asta am vrut să vă spun. Da, urmează rândul Oanei. Deci Oana ne va povesti din experiența ei de model, oncul art, și ne va povesti despre copilașul ei, flăcări gemene. Îți mulțumim mult de tot, Oana, că ai făcut acest efort incredibil. Două drumuri până la Cluj, nu-s puține. Mulțumim! Eu mulțumesc! Eu vreau să mulțumesc în primul rând Alinei, că mi-a scris la un moment dat, am avut o emisiune de un post de televiziune și m-a văzut și mi-a scris și așa ne-am cunoscut. Și asta a fost primul pas nemaipomenit, pentru că am constatat că ne asemănăm foarte mult.
Povestea mea este puțin altfel, dar tot în mare la fel. Adică pe lângă acel sân extirpat, am mai avut o problemă la coloană. Și vreau să spun lucrul acesta nu ca să vă îngrozesc, deci a fost o vertebră care a fost scoasă, am stat mult timp în corset, vreo 6 luni de zile. De ce povestesc? Pentru că am hotărât să vin la acest proiect, fiindcă eu mă simțeam foarte complexată de cum arată spatele meu și am zis așa, dacă reușesc fetele acestea să deseneze ceva frumos pe spatele meu, înseamnă că niciun fel de bolnav nu mai poate să aibă niciun fel de lipsă de încredere că poate să arate bine în orice situație. Și așa s-a întâmplat. Ce mi-au făcut fetele, ce mi-a făcut de fapt Irina pe spate, a fost exact expresia gândurilor mele, de fapt chiar mai bine decât am putut eu să exprim, a știut ea să pună culoare pe spatele meu. Și m-am simțit în ziua în care am fost pictată și fotografiată, m-am simțit din nou acea Oana pe care nu mai întâlnisem de foarte mulți ani, pe care o pierdusem nu neapărat în prima perioadă cu sânul și cu tratamentele, pentru că îți revii după aceea, ci în perioada a doua cu coloana. Și mi s-a părut fantastic, am avut senzația de zbor, de energie. A fost o senzație nemaipomenită pe care n-am mai trăit-o până atunci. Și ce este cel mai important este că această senzație a rămas în mine. Normal că nu la același nivel, dar este mine și sunt convinsă că nu voi uita niciodată și trăirile acelea sunt în sufletul meu. E foarte important. Și atunci, ce vreau să spun este că proiectul ăsta, în afară de faptul că atrage atenția bolnavilor, că se poate trece cu încredere, cu speranță, cu luptă, cu un medic în care să ai încredere, se poate trece și se poate ajunge mult mai departe decât credem. Deci nu înseamnă acest diagnostic întotdeauna un sfârșit sau poate că nu-i vorba numai de sfârșit. Lumea cumva are sufletul în doliu și nu mai poate să trăiască cu speranță de mai bine și cu bucurie. Nu, se poate face lucrul acesta. Mai mult decât atât, părerea mea este că poți să trăiești mult mai intens și să știi, înveți să te bucuri și mai mult de fiecare clipă. Este foarte important și pentru cei din jurul bolnavilor, care de multe ori sunt fie speriați și nu știu cum să procedeze, fie cumva poartă și ei acea durere care normal că se transmite către pacient. Și atunci, dacă oamenii aceștia văd că se poate trece peste boală și ajunge să ai o viață, o altfel de viață decât cea pe care ai avut-o până atunci, pentru că e clar că, așa cum spun eu, a fost o Oana, acum este o alta. Da? Nu contează, important e Oana aceea sau, în fine, fiecare pacient în parte să se simtă bine cu el și să se redescopere. Și ajungem la redescoperire. Eu mi-am dorit în copilărie să scriu. De fapt, mi-am dorit să fac filologie, mai corect spus. Nu am făcut, că așa a fost conjunctura la vremea respectivă. Dar mi-am spus așa, când o să ajung la pensie, o să scriu cărți. Viața m-a adus la pensie mult mai repede decât am sperat și am scris prima mea carte. O carte de novele și povestiri, Vise și trăiri, cum mi-am spus. Care nu are legătură cu boala, pentru că am zis prima mea carte
trebuie să conțină emoție, cât mai multă emoție pe care, bună, pe care să o transmit lumii, și bucurie. Foarte multă bucurie. Și eu asta sper că am transmis în această carte. Plus că este vorba de povești de viață ale nimănui, dar care pot fi ale oricui. Și în care de multe ori, dacă te regăsești, o să-ți dai seama că poți merge mai departe. De ce am făcut, am vrut să fac lansarea, de fapt Alina a fost foarte drăguță și mulțumesc din suflet și pentru acest lucru. Eu am primit mesaj de la editură, cum că mi-este acceptat manuscrisul, exact când făceam interviurile și eram pictată. Și m-am bucurat atât de tare, încât probabil că am lipsit pe toată lumea. Și ca atare s-a tras tare să se ajungă să fie scoasă cartea pentru acest eveniment. Irina m-a pictat așa cum am simțit eu, așa cum vedeam eu cu ochii minții, dar nu eram capabilă să spun, pentru că nu sunt o artistă. Și când am hotărât ce titlu dau cărții, am zis că nimeni nu este mai potrivit decât ea să facă coperta. Și ca atare, coperta aceasta minunată, cu două flăcări gemene, sau suflete gemene, ce se îmbrățișează și care au formă de pasăre din același motiv. Pentru că este vorba de zbor, este vorba de viață și de întâlnire care poate fi neașteptată. Și mulțumesc foarte mult pentru această copertă minunată. Și dacă îmi permiteți să mai spun, am o altă carte în lucru, care este cumva apropiată pentru acest moment, adică este legată de pașii prin care am trecut eu cu această boală și unde sunt convinsă că o să am o copertă cu marca Ana. Una dintre fotografiile făcute de ea la acest eveniment. Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte recunoscătoare că am ajuns aici și foarte bucuroasă. Sunt convinsă că proiectul acesta are foarte multe șanse și merită să ajungă peste tot în țară. Eu îmi doresc foarte mult să ajungă în București. El a mai fost, dar trebuie să ajungă să se fie văzut de mai multă lume. Pentru că oamenii au nevoie de speranță, au nevoie să vadă privirea plină de iubire și de veselie. Deci nu o să vedeți niciodată în tablourile de la Onculart oameni triști. Mulțumesc frumos! Nu s-au zis destule. Ne-am putea să stăm ca și la întâlnirile noastre, care nu se mai termină, 11 noaptea și noi nu mai plecăm acasă. Dar totuși, cred că e cazul să încheiem. În situația în care mai vrea careva dintre voi să ia cuvântul, dacă nu, așa cum e tradiția la noi, facem filmulețul cu munca din spatele fotografiilor. O să vă rog să dați sonorul cât de tare se poate și de la început.
sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Acesta este oncul Art. Sunt lacrimi de bucurie, știu eu. Vă mulțumesc mult de tot. Sunteți minunați. Mulțumesc!